Pentru mănăstirea Nicolae. Ziua de astăzi este foarte importantă. Pentru întreaga creștinătate și pentru cei care o cinstesc și o iubesc pe Maica Domnului, de asemenea este o zi deosebită. Spuneam că pentru mănăstirea Nicolae, cu atât mai mult, pentru că astăzi, pe lângă că noi dăm slavă lui Dumnezeu în imne și în psalm și mai ales prin slujirea Sfintei Liturghii, o cinstim, o prea cinstim pe Maica Domnului, care face parte din viața noastră, din familia noastră. Noi nu ne putem închipui viața noastră fără Maica Domnului, precum spuneam odinioară. Însă nu este doar o legătură personală. Când vorbim de Maica Domnului, vorbim de o mamă prin excelență. Și atunci trebuie să ne raportăm la familie și la comunitate. Pentru că Maica Domnului este mama noastră a tuturor. Deși Evanghelia de astăzi ne arată că ea este o maică fericită, totuși o cunoaștem din istorie plângând, dacă ne referim doar la icoana ei, făcătoare de lucruri de la Iona, care a plâns aproape o lună de zile din 15 februarie până 12 martie 1699. Iar Călgenia a urmit-o în Fecioara Lăpânântă și este o carte prea frumoasă din vremea aceea despre istoria icoanei făcătoare de lucru și despre minunile pe care le-a sfârșit și la care s-a întâmplat de atunci încoace cu Hristos. Aș vrea să le iau pe rând evenimentele care s-au succedat și se vor succeda pe mai departe în această zi, în mănăstirea noastră. Astăzi ne aducem aminte de un eveniment istoric. Atunci când Maica Domnului s-a arătat în Biserica din Clapiatra, la sfârșitul secolului al IX, acum peste 1000 de ani, dinpreună cu Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Ioan Evanghelistul, în Biserica din Clapiatra, dragii mei, se aflau cele mai prețioase odoare ale Maicii Domnului, pe lângă mai multe icoane făcătoare de minuni. Biserica din Clapiatra este o biserică dintr-un cartier mărginaș al Constantinopolului, Istanbulul de astăzi. Știți că cea mai importantă biserică este Catedrala Sfânta Sofia, care, din păcate, nu este doar muzeu, ci a devenit din nou moschee după atâtea sute de ani. Ca să se pângărească credința noastră și să fie socotit un atentat la istoria Europei. Dar, dincolo de acest aspect, în această biserică din marginea Constantinopolului, existau și hainele Maicii pe care le-au găsit apostolii în mormântul gol, atunci când Sfântul Apostol Toma, după adormirea ei, întârziind la mormântare, a dorit să-i vadă trupul. Ucenicii au găsit mormântul gol
și hainele Maicii Domnului zăcânte. Inclusiv văl sau voală cu care ea era venită. De aceea, sărbătoarea de astăzi, sărbătorii de astăzi, spune acoperământul Maicii Domnului. Este vorba despre acest acoperământ care era la mare cinste în biserica din Vladimir. Și atunci când cetățenii Constantinopolului se aflau în pericol, nu se duceau la Sfânta Sofia. Deși acolo era patriarhul și era biserica care oferea un fel de azil politic. Adică cei care conopeau Constantinopolul n-aveau voie să se atingă, de Sfânta Sofia și de oamenii care erau. De această dată, Constantinopolul era înconjurat de ruși, care nu erau creștini, erau păgâni. Ei s-au încreștinat acum 1000 de ani. Au împlinit în 1000 de ani de încreștinare. Erau păgâni. Care voiau să teme. Împăratul era plecat într-o expediție, împăratul Leu, și oamenii, mai mult femei și copii și bătrâni, erau dezlătăjuiți, puțini soldați, și-au alergat toți la biserica din Paris. Și-au pregăteat toată noaptea. Și atunci Sfântul Andrei, cel nebun pentru Hristos și ucenicul său, Epifanie, și mulți alții din biserică au văzut că Maica Domnului ieșit din altar, împreună cu Sfântul Ioan Evanghelistul și cu Sfântul Ioan Evanghelistul, îngenunchind și lăcrimând, rugându-se împreună cu ei ca să nu fie potropiți de ruși. Și când se plece, Maica Domnului înapoi în altar și-a luat vântul și l-a ridicat și el a dat impresia, așa și era, a învăluit întreaga adunare. De atunci avem această sărbătoare în amintirea faptului că rușii n-au izbutit să intre cetate pentru rugăciunile Maicii Domnului. Deci, răzbim un eveniment istoric care este consemnat în istoria bizantină. Trebuie să luăm aminte la faptul că Maica Domnului, într-adevăr, este cea care ne păzește, ne ocrotește, ne acoperă cu acoperământul ei. Este cea în care ne putem găsi siguranță. Este cea la care putem alerga oricând, ca la o mamă. Dacă în 1699 a plâns pentru noi, românii ardeveni, care erau sub ocupație străină și se încerca atunci să ni se ia și credință. Ori acest lucru pentru Maica Domnului este un atentat la ceea ce Domnul Hristos a lucrat și a lăsat umanității. Credința cea adevărată, care mântuie, care ne izbăvește din robia păcatului, a iadului și a morții și care ne conferă calitatea de fi a Împărăției Cerului. Și atunci Maica Domnului intervine, spuneam eu și cu alte împrejurări, dacă ne uităm inclusiv la istoria contemporană, acolo unde Maica Domnului lipsește din credința omului, dispare legea morală. Și dacă dispare legea morală, dispare și Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu poate locui acolo unde este rău, unde este păcat. Și dacă ziceam că în istoria contemporană suntem atenți, că unde nu este Maica Domnului, nu este nici Dumnezeu. Trebuie să ne punem întrebări.
toate aceste legi care sunt împotriva legii firii pe care Dumnezeu a lăsat-o, nu în poruncile lui neapărat, împotriva poruncilor Dumnezeu, împotriva legii firii, toate acestea vin din zone protestante. Care s-au lipsit cândva de mai mult. Și atunci renunță la familie. Nu mai consideră că este o instituție care stă la baza societății umane. Renunță la firea însă. Astfel încât în multe locuri din lumea întreagă nu mai este voie să se spună mamă sau tată, școli sau instituții. Nu mai este voie să trece un certificat de naștere sexul copilului, va decide el. La maturitate și apoi alte și alte aberații care sunt împotriva legii lui Dumnezeu, dar și împotriva legii. Și încă o dată vă spun că acest lucru este pentru că, în primul rând, au abandonat-o pe Maica Domnului. Și apoi, bineînțeles, nu mai țin seama nici de fiul ei. Acoperământul Maicii Domnului este o sărbătoare deosebită pentru eparhia noastră. În limba rusă îi se spune Bocrov. Iar în România avem o mănăstire, mai bine zis un schimb, dependent de Mănăstirea Neamțului, care se numește Bocrov, adică Acoperământul Maicii Domnului. De ce spuneam că pentru eparhia noastră? Pentru că această mănăstire Bocrov a fost înființată de Sfântul Pahomie de la Gleni, cel care, cu ani în urmă, a fost canonizat la inițiativa Mitropolitului Bartolomeu. Dacă nu mă șer eu, în anul 2007. Sfântul Pahomie de la Gledin este cel care a înființat Mănăstirea Bocrov, care avea o plagie deosebită la Maica Domnului și care, fiind din părțile Bistriței, de la Gleni, a înființat mai multe mănăstiri în acea zonă ca să păstreze, să se păstreze credința cea adevărată, la care se adapta de către Imperiul Austro-Ungar, care jurea cu orice preț să trecem la credința romă. Și atunci ne dăm seama că noi creștinii ar trebui l-am avut și pe acest stâng, pe Sfântul Pahomie de la Gleni, episcopul roman, care ne-a păzit, mai ales în ceea ce privește credința, prin evlavia pe care el avea față de Maica Domnului. Eu însumi am făcut tot, deși merg adesea la Mănăstirea Neamțului. Să mergeți la Bocrov, este departe de mănăstire și este acces. Și din ultimele știri pe care le avem noi, se pare că s-au și descoperit cunoașterea Sfântului Ierarh Pahomie de la Gleni. Iată, dar încă un amănunt pentru care noi o cinstim pe Maica Domnului și avem la evlavie această zi. Pentru Mănăstirea Gleni. De asemenea, este un eveniment care rememorează un eveniment istoric. La 1 octombrie 1991-90 se instala un nou stareț în persoana Preasfințitului Părinte Vasile Someșan. Pe atunci, cu matricul Vasile Fierăș. Părinții de dinainte s-au străduit
să mențină mănăstirea în echilibru, în vremuri grele. Însă s-a simțit nevoia de renoire și de revigorare. Erau 5-6 părinți în mănăstirea din Arad. Iar după numirea preasfințitului Părinte Vasile, au fost 20 de tineri care l-au urmat și am format oștea împreună cu ceilalți părinți pe care i-am găsit aici. Atunci, și eu, și Părintele Nicolae, și alți părinți care sunt aici sau care sunt la altă mănăstiri în eparhia noastră, am fost cei ce l-am însoțit pe preasfințitul Părinte Vasile la Nicula și am rămas în loc. De atunci, mănăstirea Nicula a intrat pe alt făcaș, la care au adăugat-o stareții, la care ar fi Dumnezeu și eu să mă adaug printre stareți tot la 1 octombrie, în anul 2000. Și cu recunoștință lui Dumnezeu și Maicii Domnului, după un an de la instalarea preasfințitului Părinte Vasile, la această sărbătoare am fost călugărit și filocuvânt. Tot la Chiotul, după cum vedeți, s-a pomenit pe Părintele Romanan Gavrin, Mihol Carcale își doarme de somnul de veci în cimitirul mănăstirii. A fost preot celii, necăsătorit, în baronia Gorle și sub Someșan. Nu departe de aici. Un om de excepție, un om totul aparte, un om duhovnicesc, un om sfânt. Această localitate, această parohie avea probleme morale deosebite. N-am să spun niciodată. Dar care erau mari și urâte. Și acest om a reușit să schimbe pe toți credincioșii care nici nu mergeau la biserică și care se țineau pe el. I-a adus la biserică și a reușit să-i facă oameni cunoscuți. Părintele Gavin. Sunt multe istorii despre dumnealui. Și astăzi, la ora 4, când se va face și parastasul la cimitir, când vor veni mai mulți ucenici de aia, se vor spune aceste amănunte. Aș adăuga doar faptul că s-a îmbolnăvit de cancer, la că a trebuit să se retragă din parohia cu Leșu Sumeșan. S-a rânduit să vină în mănăstirea noastră, unde a fost călugărit și unde, la o vreme, a trecut în veșnicie. Noi avem evlavie la acest părinte. Și ori de câte ori trec pe lângă o troință, îmi aduc aminte de Părintele Gavril. Pentru că Părintele Gavril avea acest obicei să dea pe nume celor care îl căutau din diferite părți de pretutinde, ca fiecare să-și pună în curtea lui, dar mai ales la răspând și locuri însemnate, câte o troiță. Și când vedeți atâtea troițe în zona noastră, să știți că acest obicei l-a început Părintele Gavril. La ce fapt? Părintele Gavril. Eu nu l-am cunoscut personal, dar i-am cunoscut ucenicii. Și ucenicii pot da mărturie prin viața lor și prin faptele lor. Mulți dintre ei sunt călugări și preoți. El se trage din roșu Țipreșului, de unde noi avem câțiva părinți în mănăstire și de unde sunt foarte, foarte mulți preoți, călugări și preoți. Așadar, iată câteva evenimente la care mai am fost mărtași astăzi, și care toate au această adiere
toate s-au petrecut sub această atmosferă a gingășiei Maicii Domnului, care știe să ne ocrotească cu acoperirea Domnului ei. Mulțumim, Părinte Vistareț, pentru vorbință și ochii bonahare de la Bura. Mulțumim, Părinte Vistareț, de la Mănăstirea Păișoară și celorlalți din preună slujitor, străinii și dumneavoastră, tuturor, să ne rugăm mai ceva. Și să avem și credința că ea niciodată, în nicio prejurare, oricât de răia, nu o să renunțe. Dacă ziceam de lumea în care trăim pe astăzi, sunt comunități întregi care au renunțat la ea, ea nu renunță. Nu poate să o facă. Știți din experiență de familie că este greu să renunți la unul dintre copiii tăi, chiar dacă îți face necaz. Așa și mai departe, nu renunță la niciunul dintre noi. Și având această credință, noi ne rugăm, o cinstim și o iubim. Dumnezeu să primească Sfintele Împărțirii, să vă binecuvânteze.